cum l-a căibat. Dragi frați, în predica de săptămâna trecută am vorbit despre profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Și vom continua să vorbim despre profetul nostru și în această predică, inshallah, și în predicile care urmează, deoarece această lună, cum am spus, este luna în care s-a născut profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Iar credința în profetul Muhammad este cheia succesului. Credința în profetul Muhammad este calea izbânzii, atât în această viață, cât și în ziua de apoi. Iubirea profetului Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nu este un lux. Iubirea profetului sallallahu alaihi wa sallam nu este o trăire temporară. Dimpotrivă, trebuie să fie o stare permanentă. Trebuie să fie o stare permanentă pentru că este dovada credinței noastre. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Spune Allah subhanahu wa ta'ala: "Ei, o Muhammad, spune-le oamenilor: In kuntum tuhibbuna Allah. Dacă voi îl iubiți pe Allah, fattabi'uni. Urmați-mă." Adică urmați-l pe profetul Muhammad. Yuhibbukum Allah, pentru că Allah să vă iubească. Deci nu există un credincios care să spună: "Eu cred în Allah, dar nu-l iubesc." Nu e credință. Nu este credincios să spună: "Eu cred în profetul Muhammad, dar nu-l iubesc." Nu este credință. Și mai departe este cel care spune: "Eu cred în profetul Muhammad și nu-l urmez." Acela este mult, mult mai departe de ce ar trebui să fie. De aceea am spus, credința nu se oprește numai la vorbe. Nu ne amintim de profetul Muhammad o dată pe an, o săptămână pe an, o lună pe an, greșit. Termenul în sine de expresia "ne amintim de profetul Muhammad" este greșit. Pentru că profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu trebuie să lipsească din gândul nostru. De 5 ori pe zi te rogi. La fiecare rugăciune de câte ori pomenești pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ne rugăm cum se ruga profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La fiecare două rechiaturi, Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma barik ala Muhammadin, nu? Ne aducem aminte de profetul Muhammad. Îl pomenim pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deci zilnic, la fiecare rugăciune, un adevărat credincios îl pomenește neîntrerupt pe profetul Muhammad. Nu lipsește pomenirea profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam din agenda musulmanului. Și ne întoarcem la același exemplu, la pilda companionilor profetului Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, care au dat cele mai bune exemple în acest sens. Vă aduceți aminte, săptămâna trecută am vorbit despre ei. Gândiți-vă la situația profetului Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. De ce a reușit profetul Muhammad? L-am numit reformator al peninsulei arabe, nu? Cum a reușit să schimbe peninsula arabă? Prin credință? Prin oamenii din jurul lui, bărbați în jurul profetului sallallahu alaihi wa sallam. Și când zic bărbați, includ și femeile care au avut statut de bărbați, care au fost mai bărbați decât mulți bărbați musulmani din ziua de azi. Care sunt doar masculi, din păcate, nu bărbați. Pentru că bărbăția e ceva mai presus de... Bărbăția se dovedește prin credință. De aceea mulți savanți, cei care au scris despre companionii profetului Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, au spus bărbați în jurul profetului. Allah subhanahu wa ta'ala a vorbit de moștenire, a spus masculului îi revine cheza, cheza, cheza. Și a pomenit el. Dacă n-a vorbit de oameni care au avut un rol important, a spus bărbați. Bărbați, a folosit termenul de rigial. Iar când a vorbit la modul general de persoane normale, a spus lidhekeri mislu hadzil unsei. Masculul îi revine cât îi revine, mă rog, din moștenire și nu știu ce. Dacă n-a fost vorba de credință, Allah subhanahu wa ta'ala a făcut diferență între bărbați și bărbați. De aceea, a-l urma pe profetul Muhammad, a-l iubi pe profetul Muhammad nu este un lux, este o necesitate a credinței noastre. Kelimei shahade. Cum intrăm în Islam? Cum îmbrățișăm Islamul? Prin două mărturisiri. Mărturisesc că Allah este unic și mărturisesc că profetul Muhammad este robul lui Allah. Robul și trimisul lui Allah. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a fost cel mai bun exemplu, iar Allah subhanahu wa ta'ala ne spune acest lucru. Gândiți-vă la profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam,
Cum companionii s-au strâns în jurul, împrejurul lui, în preajma profetului sallallahu alaihi wasallam. Cum țineau la profet mai mult decât țineau la ei. Omar radiallahu anhu a venit într-o zi și a văzut pe fața profetului urmele de rugojine, nu? V-a spus și a spus, trimisa lui Allah, regii persani dorm în puf, în, știu eu, în pat, în saltea, în... și tu dormi pe jos. Și tu dormi pe jos. Deci doreau pentru profet mai mult decât își doreau pentru ei, nu se gândea la el. Ali radiallahu anhu, în noaptea emigrării, a rămas în casa profetului. Era înconjurată de păgânii din Mecca, vreau să-l omoare pe profet. Profetul sallallahu alaihi wasallam a ieșit și a rămas în locul lui cui? Ali radiallahu. Probabil dacă era mulți dintre noi, fugeam. Lasă-mă în pace, nu vreau să mor. Dar au fost bărbați în jurul profetului. Asta înseamnă cu adevărat să-l iubești pe profet sallallahu alaihi wasallam. Și a asumat orice risc și a rămas în camera profetului, în patul profetului, ca să-i inducă în eroare că profetul încă este în cameră. Cine a făcut acest gest? Ali radiallahu anhu. De aceea, profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam a fost iubit de companioni mai mult decât se iubeau ei pe ei înșiși. Pentru că a fost un bun exemplu. În ziua de azi, liderii noștri nu sunt iubiți de populație. De ce? Pentru că nu sunt bun exemplu. Nu reprezintă un reper de moralitate și de aceea oamenii nu-i iubesc, nu-i urmează. Din două, trei cuvinte vorbesc de lider. Uite, ți-e bine o duceala și noi cum trăim, nu? De ce? Pentru că este o ruptură. Nu există credință, nu există urmare, nu există nici din partea cealaltă un reper de moralitate, de credință, să fie un exemplu pentru cei din jur. Și de aceea, profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam a fost departe toate acestea. Exemple multe de modestia profetului sallallahu alaihi wasallam, nu? Sunt multe relatări pe care le citim și nu băgăm de seamă. Eu sunt convins cu toții. Citim relatări în care vine un beduin ce, cine e mă Muhammad printre voi? Sallallahu alaihi wasallam. Cu... mai cu tupeul, mai cu... noi ne gândim, vai ce nesimțită, vai cum vorbește, vai cum se adresează profetului. Dar eu pun deoparte relatarea asta. Cine este profetul Muhammad între voi? Vine într-un grup de companioni și întreabă, cine este profetul Muhammad între voi? Eu vă întreb acum, dacă mergem pe stradă și deodată se face un anunț, trece regele nu știu cărei țări până locul acela. Îl cunoaștem pe rege sau nu cunoaștem? Sigur cunoaștem. Străzile se închid, vin 10-20 de mașini de poliție în față, 10-20 de mașini de poliție în spate, bodyguards peste tot și regele protejat și nu știu ce. Gândiți-vă, cu beduinul intra în camera în care era profetul, se uita și nu știa cine dintre ei e liderul. Nu știa cine e conducătorul, pentru că erau toți la același nivel. Nu stătea profetul Muhammad pe fotoliu, picior peste picior și ceilalți pe jos înșirați. Cum din potriv, din păcate, până și în cadrul unor grupări religioase se întâmplă. Îl țin pe lider mai presus decât l-ar ține pe profet sallallahu alaihi wasallam. Iar profetul, când intra într-o cameră, nu îi plăcea profetului. Nu îi plăcea profetului ca oamenii, alaihi wasallam, se ridice în picioare în nume de respect. Îi lăsa, se supăra când se ridicau. Când intra profetul într-o încăpere, companionii vreau să se ridice și le spunea să stea jos. Dacă se ridicau, profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam se supăra. În ziua de azi când intră cineva, dacă nu se ridică toată lumea în picioare, rămâne unul jos, ce-i cu tine? În picioare. De aceea profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam a reușit să câștige acest statut. De aceea când citim acele relatări, când vin beduini sau vine cineva și întreabă cine este Muhammad printre voi sallallahu alaihi wasallam, să ne aducem aminte de statutul profetului. Era modest. Era ca un orice om de rând. De aceea a dat roade mesajul profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentru că atunci când veneau în preajma profetului, cu toții își aduceau aminte de Allah. Iar când se despărțeau de profet, duceau dorul profetului. Îi duceau dorul. Deci, acel om cu frică de Allah este acela când te duci lângă el, ți-aduce aminte de Allah. Acela, într-adevăr, este un om iubit de Allah. Dacă te duci lângă un om, ți-aduce aminte de dunia, de mașini, de vile, de plimbări, de nu mai știu ce, de acolo ne dă puțin cu virgulă.
Deci ar trebui ca un om care să fie exemplu, să când stai lângă el să-ți aduci aminte de Allah subhanahu wa ta'ala. Bilal Habeshi, muezinul profetului, omul care era de nedespărțit de profet sallallahu alaihi wasallam. După ce a murit profetul, ce a făcut? A părăsit Medina. Nu putea să trăiască în Medina. Orice stradă, orice piatră îi aducea aminte de profetul. Și a refuzat să mai trăiască în Medina. A refuzat să mai dea edanul. Nu putea. Pentru că era acela când cea eșhedu enne Muhammeden Rasulullah, îl vedea pe profetul Muhammed în fața lui. De fiecare dată când făcea chemarea la rugăciune, când zicea eșhedu enne Muhammeden Rasulullah, îl vedea pe profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam în fața lui. O singură dată nu l-a văzut. Nu? Și a spus, as-salatu khairun min an-naw. Profetul sallallahu alaihi wasallam nu a ieșit. A început Bilal Habeshi chemarea la rugăciune de dimineață, profetul nu a ieșit. A dormise profetul. S-a întâmplat. De fel îl vedea pe profet sallallahu alaihi wasallam. Hayya al-salah, hayya al-salah. N-a venit profetul Muhammad. Hayya al-falah, hayya al-falah. N-a venit profetul Muhammad. A întrerupt ezanul și s-a adresat profetului și spune: "As-salatu khairun min an-nawm." Rugăciunea e mai importantă decât somnul. Și a ieșit profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam zâmbind și din clipa aia până în ziua de azi, numai la rugăciunea de dimineață se adaugă. Numai la rugăciunea de dimineață se adaugă această expresie. As-salatu khairu minen nou. O expresie pe care a inventat-o Bilal Habeshi, radiallahu anhu. De aceea, într-adevăr, a-l iubi pe profetul Muhammad, dacă vrem să vedem cum trebuie să-l iubim pe profetul Muhammad, dacă vrem să vedem exemple de iubirea profetului, trebuie să ne uităm în viața companionilor profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, care sunt cel mai bun exemplu pentru noi după profet sallallahu alaihi wasallam. Și avem foarte, foarte multe exemple prin care companionii își evidențiază, da, iubirea profetului sallallahu alaihi wasallam. Și țin acest lucru mai presus de toate. E de ajuns ca exemplu că ei au părăsit tot ceea ce dobândeau în Mecca, tot ceea ce aveau, au lăsat în Mecca și au plecat în Medina după profet sallallahu alaihi wasallam. Au renunțat la tot, averi, case, tot ce, magazine, tot ce aveau. Au ales să fie alături de profet sallallahu alaihi wasallam. Iar cei din Medina, la rândul lor, au ales să-l accepte, să-l primească pe profet și au dăruit din bunurile lor fraților lor care au venit din Mecca la cerința profetului sallallahu alaihi wasallam. Deci profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam era mai presus de toate. Atunci când a venit profetul sallallahu alaihi wasallam și a spus că aurul este podoaba femeilor, nu trebuie să poarte bărbații aur. Peste un timp, un companion a venit lângă profet și avea la deget un inel de aur. Ce a făcut profetul sallallahu alaihi wasallam? Acesta a încălcat o învățătură a profetului. Nu a dat așa o mare importanță. Și atunci profetul i-a scos inelul din deget și l-a aruncat. Companionul a înțeles mesajul. A greșit? Trebuia să urmeze, a spus profetul un cuvânt, trebuia să-l urmeze. A greșit, a înțeles mesajul, i-a părut rău. Ceilalți companioni au spus după ce a plecat profetul, du-te, ia-ți inelul, vinde-l, folosește-l, sunt bani, dă-l cadou unei femei, mă rog, fă ceva cu el. Și a spus, imposibil să mai pun mâna pe ceva pe care profetul a zvălit. N-am primit lecția. Imposibil să mai profit de acel lucru. Cum să mai pun mâna pe ceva pe care profetul Muhammad mi l-a scos din deget și l-a zvălit. În ziua de azi, poate dacă făcea gestul acesta profetul Muhammad multor musulmani de azi, poate și loveau. Și îi pretind că sunt musulman. Ce te amestești tu în viața mea? Nu? În ziua de azi noi întotdeauna fugim, majoritatea musulmanilor vorbesc, din păcate fugim să alegem ceea ce e mai ușor, ceea ce ne convine, nu ceea ce trebuie într-adevăr să urmăm. Allah să ne ferească să fim dintre aceia. Allah să ne facă dintre acei drept credincioși care cred, îl iubesc și îl urmează pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Să fim dintre acei drept credincioși care îl iubesc pe profetul Muhammad. Pentru că iubirea profetului, cum a spus, este calea către izbândă, atât în această lume, cât și în ziua de apoi.